Emisiune susținută de clinicile Dr. Leahu. Ne gândim greșit de multe ori că putem amâna rezolvarea unor probleme stomatologice, fără să conștientizăm că sănătatea orală ne influențează sănătatea generală a organismului nostru. Pentru a înțelege toate aceste aspecte esențiale pentru o viață sănătoasă, vă invităm la o nouă ediție a emisiunii noastre Diferențe și Esențe. Înainte de toate, trebuie să înțelegem că igiena orală este extrem de importantă pentru sănătatea orală și pentru sănătatea generală. Este foarte important să avem o igienă orală, pentru că aceasta ne va conduce spre o sănătate a cavității orale. Această sănătate a cavității orale și o bună funcționalitate la nivelul cavității orale ne va ajuta spre un proces de digestie foarte bun, foarte eficient, încât să putem prelua foarte bine nutrienții din alimentele consumate. Ori masticația începe la nivelul cavității orale, o alimentație eficientă începe prin insalivarea acestui bol alimentar a alimentelor. O bună masticație va conduce spre o pregătire a alimentelor pentru a fi preluate la nivelul intestinului și a stomacului, pentru a transforma acești nutrienți în energie, energie de care avem nevoie pentru a funcționa sănătos. Dacă avem infecții netratate și de care uneori nici nu știm, acestea pot avea efecte grave, de care, din păcate, nu suntem conștienți. Infecțiile prezente în cavitatea orală ne vor îngreuna acest proces de masticație și ne vor da probleme la nivelul stomacului prin simplu fapt că nu vom însaliva destul aceste alimente. Vom avea o masticație îngreunată, chiar o masticație ineficientă, ceea ce va duce la un bol alimentar insuficient pregătit pentru a fi preluat la nivelul stomacului. Infecțiile prezente în cavitatea orală, prin simplu fapt că sunt cantonate atât la nivelul dinților, dar pot trece de dinți și ajung la nivelul oaselor maxilare, pot forma anumite granulome, țesuturi de granulație, adică infecțiile astea pot să se dezvolte foarte mult la nivelul osului, provocând chiar și anumite chisturi. Acestea vor îngreuna organismul în buna lui funcționalitate prin faptul că va fi o infecție prezentă în organism. Această infecție va crește la nivelul bacteriilor prezente în mod natural în organismul nostru cu apariția a durerilor și a deformărilor faciale. În plus, lucrurile sunt legate între ele. Organismul nostru este un întreg și atunci, în mod firesc, infecțiile din cavitatea orală pot agrava anumite alte probleme de sănătate pe care le avem. Anumite infecții prezente la nivelul cavității orale pot îngreuna rezolvarea unor probleme deja prezente la nivelul organismului unui pacient. De exemplu, infecții la nivelul inimii, așa numitele endocardite sau pleurite, anumite probleme deja prezente la nivelul organismului care vor fi exacerbate, vor fi crescute datorită problemelor de la nivelul cavității orale, tot prin această creștere a bacteriemiei, a bacteriilor prezente la nivelul sângelui. Mai ales diabeticii trebuie să fie foarte atenți în acest sens. Pacienții diabetici, de exemplu, pacienții imunocompromiși, vor rezista și se vor însănătoși mai greu în cazul unei afecțiuni la nivelul cavității orale și anume în cazul unei infecții, pentru că ei au apărarea deja compromisă a organismului. Ei e posibil să aibă deja anumite infecții la nivelul organismului, iar o infecție prezentă și în sfera cavității orale va exacerba aceste infecții la nivelul organismului întreg. De asemenea, femeile însărcinate trebuie să fie foarte atente la problemele stomatologice, recomandarea fermă fiind aceea că femeile trebuie să-și rezolve problemele stomatologice înainte de a-și propune să rămână însărcinate. În cazul pacientelor însărcinate, infecțiile dentare pot provoca foarte mari neplăceri datorită faptului că nu putem trata aceste paciente decât într-o anumită perioadă a sarcinii, și anume în al doilea trimestru de sarcină.
În primul trimestru de sarcină, infecție prezentă va fi tratată cu analgezice, recomandate special de medicul obstetrician cu care lucrează pacienta respectivă, la fel și în ultimul trimestru de sarcină. Acestea ne îngreunează tratamentul din imposibilitatea noastră de a administra anumite anestezice locale pentru a facilita tratamentul în cazul infecțiilor. De aceea recomandăm pacientelor care se pregătesc să devină mame să facă un control stomatologic pentru a preîntâmpina aceste infecții dentare înainte de a intra în perioada de graviditate. Prevenția este foarte importantă în cazul pacienților diabetici, controlele periodice, tocmai pentru a contracara efectele unei infecții prin prevenirea unei carii, implicit a unei probleme la nivelul pulpei dentare a nervului și a unei infecții care în viitor va ajunge la nivelul osului. De fapt, toți pacienții trebuie să urmărească rezolvarea la timp a tuturor problemelor stomatologice și să meargă la controalele periodice, pentru că infecțiile de care nu știm și care nu dor, dar pe care s-ar putea să le avem, sunt foarte periculoase. Infecțiile dentare fiind ținute sub control de imunitatea proprie a organismului, infecțiile dentare de multe ori nu dor și nici nu se umflă. Și atunci sunt foarte mulți pacienți care nu vin la un control stomatologic, nu-și fac o radiografie panoramică digitală ani de zile și spun, întotdeauna zic, mă simt foarte bine. Și când facem o radiografie dentară, vedem foarte clar că există deja găuri în os, adică există deja zone unde infecția a mâncat din osul pacientului. Adică vorbim de o infecție care este acolo de ani de zile și care mai are un pas până să provoace ceva foarte, foarte grav. Adică lucrurile pot să evolueze și nu este asta un factor, că eu mă simt bine. Pentru că am întâlnit pacienți care aproape erau pe punctul să-și piardă toți dinții și de fapt singura soluție acolo era să înlocuim toți dinții cu implanturi dentare, dar pacientul se simțea bine, pacientul nu avea dureri, pacientul pentru el putea să mănânce normal. Adică ne putem obișnuit cu foarte multe lucruri și lucrurile pot să evolueze până când rămâne unica soluție să îndepărtăm toți dinții. Deci tocmai de ce este extrem de importantă prevenția, adică să venim la consultații la fiecare 6 luni, să ne facem o radiografie dentară. Întotdeauna noi când avem prima interacțiune cu pacientul întrebăm nu doar de sănătatea dentară, întrebăm de sănătatea întregului corp și trimitem de multe ori pacientul la analize uzuale de sânge pentru că vrem întotdeauna să înțelegem cum se leagă problemele între ele și să putem să tratăm pacientul întreg, nu doar dinții. În plus, cum speranța de viață a crescut în ultimele decenii și calitatea vieții ar trebui să crească, ceea ce înseamnă să te poți bucura de o dantură sănătoasă și funcțională și la vârste înaintate. În ultimii 20 de ani este că medicina a evoluat atât de mult încât în ziua de astăzi oamenii trăiesc mai mult și mai important, calitatea vieții este mai importantă pentru oamenii care trăiesc mai mult. Ce se întâmplă cu dinții? Dinții, la un moment dat, ei cedează. Chiar dacă îi îngrijim bine, chiar dacă beneficiem de cea mai bună grijă, de cea mai bună igienă orală, statistica spune că odată ce trecem de vârsta de 65 de ani, există un risc ca 30% dintre noi să nu mai avem niciun dinte în gură. Și trebuie să ne gândim în felul următor. Știm că media de viață la nivel european este în jur de 83 de ani. Mai avem aproape 20 de ani în care să trăim fără niciun dinte în gură. Tocmai de aceea, până acum 20 de ani, metoda de a înlocui dinții era proteza dentară. Vedem că chiar dacă lucrurile au evoluat fantastic, chiar dacă avem soluții cu implant dentar și să punem dinți în 24 de ore, sunt în continuare, în primul rând, medici stomatologi care recomandă proteza dentară în detrimentul unor dinți fixi. Și cunosc zilnic pacienți, în special doamne, care chiar și până în 50 de ani au rămas fără dinți și care primesc ca singură opțiune proteza dentară. Și ce se întâmplă? În primul rând se instalează depresia. Pentru că în momentul în care nu mai ai dinți fixi în gură, nu mai poți să funcționezi normal. Și asta este o chestie care te afectează în primul rând la nivel psihic. Am cunoscut paciente care erau într-o depresie atât de avansată încât abia mai comunicau. Deci când vedeam, am văzut prima dată la consultație pacienta, eu vorbeam, îi explicam ce urma să se întâmple, ce putem să facem și a reușit să rostească 5 cuvinte. Deci este atât de gravă această afectare a psihicului
prin lipsa dinților. Când vorbim de probleme digestive, de probleme cardiace pe care putem să le avem, de toate problemele pe care știm că le putem avea din cauza infecțiilor dentare sau din cauza faptului că nu putem să masticăm cum trebuie, să mestecăm mâncarea corect. Dar cea mai gravă problemă din punctul meu de vedere este problema psihică pe care putem să o avem prin acest disconfort creat de lipsa dinților. Refacerea danturii înseamnă, bineînțeles, sănătate, dar te ajută și să te simți mai bine, să fii mai încrezător, mai optimist. Sunt mult mai vesele, zâmbesc, vorbesc și se vede inclusiv la modul în care se îmbracă. Adică se schimbă cu totul și cu totul starea de spirit. Și cea mai fantastică chestie a fost când am văzut aceeași pacientă la 3 ani de zile, în care nu am mai recunoscut-o și în care chiar pacienta a zis: da, domn doctor, nu mă mai recunoașteți, sunt eu, cum, că m-ați operat, cum m-ați făcut, nu mi-am dat seama că vorbeam cu aceeași persoană. Deci atât de dramatică este schimbarea. Și tocmai această componentă psihică, care este atât de importantă în viața omului, ea prelungește viața. Adică știm clar că dacă ai dinți fix în gură, nu doar că ai o viață mai bună, ai o viață mai lungă. Pentru mai multe informații, vă așteptăm pe diferențeșiesențe.ro și pe pagina noastră de Facebook. Vă mulțumim și vă invităm cu drag să urmăriți și viitoarea ediție a emisiunii noastre. Emisiune susținută de clinicile Dr. Leahu.